imunitate parlamentară. Nu cred că oamenii urăsc ceva mai mult decât să audă că parlamentarii au... Au și ei niște lucruri în plus. Cred dacă e din cauza lor, este din cauza parlamentarii. Față de parlamentarii se comportă așa din cauza lor. Bun. În ce constă? În ce constă ea? În Constituția din 1991 s-a spus așa. Parlamentarii nu pot fi trimiși în judecată, arestați, reținuți și percheziționați fără acordul camerei din care fac parte. Ca urmare a presiunii extraordinare a opiniei publice, că deja era groasă în 2003, lumea deja nu mai suporta lucrurile astea, că într-adevăr nu poți introduce o asemenea discrepanță între statutul unui cetățean obișnuit și statutul unui parlamentar în fața magistraților. Și atunci s-a scos partea referitoare la trimiterea în judecată. Și astăzi, într-adevăr, parlamentarii pot fi trimiși în judecată fără acordul camerei. Dar a rămas chestiunea percheziționării și chestiunea arestării. Și acum am să vă spun o situație în care noi am fost. A venit o cerere de la procuror să se permită percheziționarea unui deputat. Ori mai multe. A fost una și cu Năstase și cu Monica Iisus. Mai mult. Care este practic? Procurorul trimite cererea și odată cu cererea ne trimite dosar. De cele mai multe ori dosarul e în volum. Ce face parlamentar? Începe să se uite în dosar și decide el, uitându-se în dosar, dacă e în regulă sau nu o percheziție. Și începem să vorbim între noi, bun, cei din Comisia Juridică, dar după aia sigur că se vorbește și în grupul politic și în dreapta asta. Dom'le, e o declarație acolo care nu e în regulă, că nu se coroborează cu unul altceva și e unul de acolo care era martor, dar de fapt e mai vinovat. Și începem noi să ne dăm cu părerea despre dosar. Și în final votăm o chestiune pe care în mod normal nu are dreptul să se pronunțe nimeni decât procurorul. De ce trebuie să facă parlamentarul ceva ce în mod normal trebuie să facă magistratul? Dacă procurorul spune că este în interesul acțiunii pe care o face, o conduce, să facă o percheziție, de ce trebuie să vin eu parlamentar și să-i spun încă o dată, uitându-mă în dosar, uitându-mă prin probe și sigur, știți cum e în comisia noastră juridică, evident că sunt juriști, evident că aproape toți, dacă nu toți, sunt avocați, evident că toți au această, dacă vreți, pornire profesională. Vezi un dosar, crește avocatul din tine, încep să spui întrebări. De ce trebuie să facă parlamentarul asta? Nu e normal. Ce se întâmplă? Se încalcă principiul fundamental al separațiunii puterilor în stat. Eu vreau un singur lucru. Vreau să facem o Constituție cu care să ne întoarcem la ceea ce ne învață clasici. De câte ori am încercat să inovăm, a ieșit prost. Hai să ne întoarcem la ce ne-au învățat clasicii. Și clasicii ne învață că în acest stat trebuie să existe trei puteri separate. Eu nu mai vreau să facă parlamentarul ce trebuie să facă magistratul. Eu nu mai vreau să văd că face magistratul ce face guvernul. Apropo de deciziile din instanță în legătură cu execuții bugetare, cu politica bugetară a guvernului, cum trebuie fixate salariile în grilă și așa mai departe. Asta nu-i normal. Asta nu-i treaba judecătorului. După cum, eu nu mai vreau să văd un guvern care abuzează de prerogativele lui legislative. Guvernul legiferează prin excepție. Eu nu mai vreau să avem un guvern care să năvălească cu ordonanțe de urgență și cu asumări de răspundere. Ei bine, cele mai multe dintre aceste lucruri sunt cuprinse în acest proiect.